Bogăta și Ruși au o nouă pasiune, statuile, mai precis statuile cu chipul lor. Sunt în stare să dea milioane de ruble pentru a-și vedea chipul sculptat alături de statuile unor oameni într-adevăr importanți, buni sau răi. Totul se face fără nicio aprobare din partea autorităților, care s-au trezit că la Moscova au răsărit zeci de statui ilegale. Un parc din centrul Moscovei adăpostește sute de statui ale personajelor istorice din fosta Uniune Sovietică. Administrația a făcut de curând inventarul statuilor și a avut o mare surpriză. Alături de chipurile lui Stalin sau Maxim Gorki au apărut zeci de busturi ale unor ruși din zilele noastre, care nu se remarcă decât prin bogăție. Faptul încalcă o regulă de bază a orașului. Se pare că bogătașii au plătit până la 2 milioane de ruble sau aproape 50.000 de euro pentru a-și vedea chipul sculptat. Nu în bronz, ci într-un plastic ieftin. Autorul monumentelor clandestine este un artist obscur care s-a auto-intitulat președinte al Academiei Internaționale de Cultură și Artă. Cu tot cu titlul pompos, operele sale sunt de prost gust. Invazia statuilor ilegale nu se oprește aici. La marginea Moscovei s-au descoperit întregi ansambluri de statui sau plăci omagiale dedicate contra cost unor industriași sau înalți funcționari, cu toții vii și sănătoși. Primăria nu apreciază deloc noua modă pe care o consideră un atac adus patrimoniului cultural, așa că toate monumentele ridicate fără aprobare vor fi demolate.